Cum ai ajuns într-o relație de dragoste cu Adrian Urs? Este primul interviu unde eu povestesc în calitate de prima soție a lui despre tot ceea ce a fost. El m-a părăsit spunându că nu poate să trăiască cu mine o viață înainte pentru că nu mă iubește. Atunci am început să-l urăsc atât de tare, dar atât de tare, încât nu pot să-ți explic prin cuvinte toată ura care o aveam doar pentru un om, doar pentru ea. Cât timp ți-a luat ca să îți refaci viața personală? Eu l-am cerut în căsătorie. Te-a sunat fratele tău și ce a zis? Hai vino la botanica. Tăticul a murit. El nu a meritat să plece așa cum a plecat. Uitat de toți. Iar și în momentul în care a văzut că gata, el a plecat. Ea oricum îl implora să rămână. Te-ai supărat pe Dumnezeu după ce l-ai pierdut pe tatăl tău? Da. Nimeni nu mai claxonează în Chișinău. Cel puțin în satul german, unde sunt destule locuri de parcare, destule benzi pe bulevarde și piste pentru cicliști. Și această ordine este supravegheată video. Vis? Nu e satul German. Vino și trăiește visul. Invitata interviului fără protocol de astăzi este Doina Cernavca, jurnalistă și omul care stă în spatele proiectului Ajută un om. Noi avem multe de vorbit, dar până să vorbim desfășurat despre tot ce s-a întâmplat cu tatăl tău, acum jumătate de an tu l-ai pierdut, el a avut cancer și întrebarea mea de început, cum să continui să te bucuri de viață când ai pierdut un om foarte drag, și care a însemnat mult în viața ta? Sunt șase luni de când, dacă nu în fiecare zi, atunci de câteva ori pe zi îmi pun aceeași întrebare. Dacă să-ți răspund scurt, nu știu. Încă nu știu. Dacă să încerc acum să lansez câteva idei. Adevărul e că e foarte greu, dar foarte greu, foarte, practic nu există cuvinte care să descrie această stare. Toate sfaturile care le-am primit în această perioadă că trebuie să mergeți înainte, trebuie să faceți așa, trebuie să faceți așa, eu le-am auzit, dar din păcate nu poți să le pui în practică pentru că omul care ți le zice, sau oamenii care le zic, ei nu simt durerea mea e foarte greu. Dacă cineva vreodată mi-ar fi spus că pierderea unui părinte e o stare atât de nestare, la fel nu îl înțelegeam. Nici măcar fata mea Maria nu poate să suplinească această pierdere. Pentru că Maria are locul ei în inima mea, în gândurile mele, în visele mele. Tatăl meu a avut locul lui în inima mea, în tot ce, ce am făcut eu, în tot ce, ce însemn eu astăzi. Și e foarte complicat și e foarte trist. Eu încerc să mă agăț de orice speranță și cel puțin la moment speranța mea înseamnă Casa Valeriu primul spațiu dedicat bolnavilor oncologici și membrilor familiilor acestora, un proiect comunitar de la oameni pentru oameni, un proiect în memoria tatălui meu, un proiect care l-am gândit din propria mea poveste, din propriul meu traseu, din ceea ce mi-a lipsit mie în acești doi ani cât am fost alături de el. Noi despre Casa Valeriu o să vorbim uh, mult mai mult, dar eu am câteva precizări aici. Știi că unii spun că timpul uh, tratează rănile. Uh, nu știu dacă jumătate de an e mult sau puțin, dar iată odată cu trecerea timpului de la o asemenea tragedie, tu simți că altfel vezi lucrurile? Că e mai ușor decât acum uh, jumătate de an? Nu este mai ușor. Unica diferență e că dacă înainte mă gândeam că avem timp pentru tot, avem timp să facem asta, avem timp să mergem acolo, avem timp să mă văd cu cineva. Acum îmi dau seama că de fapt timpul este atât de limitat și atât de imprevizibil pentru noi și pentru tot ceea ce se întâmplă. Dacă înainte de moartea tatălui meu dădeam ca și exemplu războiul, acum Propria mea tragedie, tot, tot ceea ce am trăit eu în ultima perioadă, încă o dată îmi întărește ideea că trebuie să trăim azi, aici, acum. Trebuie să îmbrăcăm rochia cea scumpă pe care am cumpărat-o pentru nu știu când, să o îmbrăcăm atunci când vrem. Trebuie să mâncăm nu doar de Crăciun și de Paște cel mai scump salam, dar să-l mâncăm atunci când ne poftă. Și trebuie să nu ne complicăm cu tot felul de supărări, chestiuțe din astea care ne mănâncă sufletul, care ne mănâncă timpul, care ne mănâncă nervii. Pur și simplu să trăim, să savurăm. Asta am început să apreciez odată cu plecarea tatălui meu. Să savurez tot ceea ce îmi dă viața. Cât de frumos vorbești tu. Și eu mă prind la gândul că în ultima perioadă citeam postările tale de pe Facebook și cât de bine aranjează cuvintele în propoziții în fraze acolo și chiar vreau să vorbim despre subiectele astea care sunt considerate tabu. Noi despre moarte nu prea vorbim ce simțim, nu ne gândim la cei care au trecut printr-o tragedie, cum depășesc asta. Toți învați să treacă peste durerea lor singurei fără ajutorul cuiva. Și mă Știi bucur când încep să apară proiecte din astea care să-i ghideze sau cel puțin să-i asculte. Îți zic de ce. Pentru că chiar și în zilele în care noi suntem astăzi, toți se gândesc că nu, nu, dar ce o să zică lumea? Dar nu, e rușine. E rușine să plâng, e rușine să recunosc că am cancer și am nevoie de ajutor, e rușine. Cu această rușine, pentru prima dată m-am întâlnit acum șapte ani, când de ziua mamei mele, ea a aflat că are cancer la sân. Mi-a luat foarte mult timp să o conving să vorbească despre asta și știu că o să rămână supărată că vorbesc despre asta, dar trebuie să începem să vorbim despre tot ceea ce avem, atât de lucruri bune, cât și problemuțe care ne complică viața. Pentru că ținând în noi toată durerea asta, ajungi să te distrugi, pe bune te distrugi. Se ajunge la depresii, se ajunge la despărțiri, la supărări, la certuri în familie, dar trebuie să vorbim. Comunicarea e o chestie tare faină. Prin comunicare poți să te cert, prin comunicare te împaci, prin comunicare spui tot ce îți place, ce nu îți place, ce vrei, ce nu vrei mă strădui de fiecare dată să conving oamenii să-și povestească cei ce au. Mama mea nu a povestit și nici acum nu povestește că a avut cancer la sân, că lupta ei a fost scurtă, dar este o supraviețuitoare și de fiecare dată o dau ca și exemplu. Din păcate, atunci când am aflat că tatăl nostru are cancer nu am vorbit nici măcar noi. El știa că are cancer. Noi știam că el are cancer, evident că știam. Până în ultima zi, până în ultima noapte, când el a plecat, în casa noastră, în casa lui, noi nu am pronunțat cuvântul cancer. De ce? Nu știu. Probabil din aceeași rușine. Amestecată cu durere, cu disperare, cu supărare, pentru că un om în toată puterea, într-o zi, pur și simplu, se simte mai rău, în decursul unei perioade află că are cancer, el află că o să plece în curând și atunci noi toți ne-am închis în noi și am încercat fiecare dintre noi să ne căutăm. Salvarea, dacă pot să zic așa. Și nu am găsit-o nici astăzi. Un proverb coreean zice că nu există iarnă fără zăpadă, primăvară fără soare și fericire fără prieteni. Luna aceasta, Transfergo desfășoară o campanie specială pentru prieteni. Până pe 2 ianuarie 2024, la fiecare doi prieteni invitați în comunitatea TransferGo, poți câștiga 70 de lire sterline. Cu TransferGo poți trimite banii rudelor sau prietenilor ușor, rapid, în siguranță și cu comisioane foarte convenabile. Mai mult chiar, în această lună, pentru primul prieten care s-a înregistrat cu codul tău și a făcut primul transfer, primești 20 de lire sterline, iar pentru al doilea prieten care efectuează primul transfer, primești deja 50. Poți repeta asta de câte ori vrei. Astfel, la 10 prieteni aduși în comunitatea TransferGo, poți câștiga suplimentar 350 de lire sterline. Dacă înainte de începerea acestei campanii ai deja un prieten care s-a înregistrat cu codul tău și a făcut primul transfer, pentru al doilea prieten, oricum primești 50 de lire sterline. Transferul de bani cu ajutorul aplicației TransferGo durează maximum jumătate de oră sau se poate face imediat dacă alegi opțiunea acum. Banii pot fi trimiși de pe card pe card sau dintr-un cont bancar în altul. Nu mai este nevoie ca cei dragi să meargă la bancă pentru a primi transferul. Fă click pe linkul din descriere, transferă bani rapid și în siguranță și câștigă suplimentar oferind codul tău prietenilor. Cum erau părinții tăi în copilărie? Cu atât, atât, de frumos vorbești despre ei pe rețelele de socializare, cum îl descrit pe tatăl tău. Că tu nu vorbești în termeni doar din ăștia triști ca să bocește acolo. Tu vorbești despre cât de puternic era uh, uh, el atunci când tu erai mică. Părinții mei s-au cunoscut în uh, anii 70, fiind ambei studenți la Universitatea de Stat, Facultatea de Drept. Taică-meu era cu un an uh, mai mare decât uh, mamica. Uh, din istoriile lor, așa s-a întâmplat că cumva la un curs s-au unit grupele. În momentul când profesorul citea toate familiile, făcea prezența, mai a având o familie mai mai că mi având o familie mai neobișnuită, când profesorul a zis coțofană, taică-mi a sărit cu vorba și a zis că a zburat în țările calde. Și așa s-au văzut ei unul într-un colț, celălalt în alt colț și așa pornim povestea lor de iubire. Au trăit în cămin, fratele meu s-a născut în cămin, am fotografii cum mamica stă cu picioarele în... Ligian, fratele meu mic la sân și ea cu carte a învățat pentru examene. mi meu lupea flori de pe clumbele Universității de Stat pentru că nu aveau bani. Erau săraci, unul venit de la Fălești, maică a venită dintr-un sat din Criuleni, ea ducea flori și s-au iubit aproape 50 de ani au fost împreună, unul lângă altul, toată viața, au fost uh, și este mai ca funcționar publici. Uh, au fost... Tactul continent de poliție și tăticu, de război. Da, tăticu a mers pe calea poliției, miliției inițial, uh, a fost uh, polițist de sector în câteva sate, așa am ajuns să locuim în uh, raionul Creuleni, și de fiecare dată când eram întrebată de unde ești, eu nu prea știam și nici nu știu de fapt să spun de unde sunt, pentru că ai mei au tot trăit trei ani într-un sat, trei ani în alt sat, trei ani iarăși în alt sat, pentru că așa erau timpurile. Cu serviciu, de fiecare dată, îl tot trimitea prin sate diferite. Într-un final s-au oprit ei într-un sat din Răionul Criuleni, acolo am făcut primele clase la școală după care am făcut liceul la Ciorescu și chiar dacă cu foarte tare mă vedea cel puțin avocat, dacă nu judecătoare, eu mi-am luat frumușel dosarul după bacalaureat și pe ascuns de ce pe ascuns, pentru că el fiind polițist, eu am crescut așa într-un mediu mai sever la noi, dar, nu atât sever, eu mai târziu mi-am dat seama de fapt, nu sever pe cât corect. Era tot așa foarte clar că... Calarmată? Nu calarmată. la armată, nu, nu este... Adică știai ce ai de făcut. Da. Ă, ă, era a, tatăl care se interesa de viața voastră. Era, unde sunteți când veniți s Se acasă. interesa de viața noastră pentru că el, în ultima perioadă, până a ieșit la pensie, a fost ă, șef la cercetări penale în cadrul Ministerului de Interne. În fiecare dimineață, la 6:30, 7, nu mai știu exact, aveau ședința în care se vedea tot ce s-a întâmplat peste noapte, atât în Chișinău cât și în Republica Moldova. Respectiv, el atâtea cazuri auzea încât uh, se străduia de fiecare dată să ne protejeze și să ne insufle ca noi tot ce, ce facem să facem în siguranță. Fie că suntem în transport, fie că mergem pe drum, fie că suntem într-o încăpere, fie că vorbim cu un om necunoscut, Așa am fost crescuți, să avem grijă de tot ceea ce facem și să fim corecți în tot ceea ce facem. Dar cum era tatăl tău în relația cu mama ta? Era romantic sau era din ăsta care cu pumnul în masă? Eu am zis așa facem. Uh, era mijlocul, nu a bătut niciodată cu pumnul în masă, cel puțin noi copiii nu l-am văzut. Uh, îi aducea flori, îi e, uh, rupea din grădină primii în înfloriți pentru că tot el a sădit acei trandafiri, niciodată nu cumpăra flori, avea el o părere că totuși florele de acasă îngrijite și rupte de el sunt cele mai frumoase. Mama mea fiind născută în august, în perioada când sunt cele mai ieftine flori, dar niciodată nu îi cumpăra. Întotdeauna îi rupea trandafirii roșii care erau la noi în, în curte. La fel, maica mea tot s-a străduit toată copilăria noastră să fie de aceeași părere cu el, să ne crească corect, doar că maica mea a fost și este ca o mamă. Mai permisivă. Mai blândă, ne mai ascundea unele șmecherii, pentru că totuși mai făceam și noi tot felul de boacăne din astea. Dar fiind ambii cumva au unul așa și unul așa, întotdeauna ajungeau la cea balanță care noi copiii am simțit-o. Părinții mei nu au fost oameni bogați, toată viața au fost funcționari publici, au plătit impozite. Eu, dacă mă întreb acum când am fost pentru prima dată la mare, eram mărișoară. Pentru că jumătate din viața lor au construit casă. Și revin la ideea că omul trebuie să învețe să profite de tot ceea ce-i dă ziua de azi, să trăiască azi aici, acum. Părinții mei 15 ani au construit casă noi ca și copii am simțit lipsurile pentru că eu purtam puloverele fratelui meu mai mare mergeam să facem cumpărături pentru școală pe 31 august că e mai ieftin, știi cum Mergeam uh, talciocul de trei ori toate rândurile ca să prindem uh, cele mai bune prețuri la hainele care aveam nevoie. Dar uh, indiferent de toate greutățile, eu îmi dau seama că noi am avut o copilărie fericită și nu doar o copilărie. Tu ai făcut facultate de jurnalism, um, dar cum ai luat decizia asta să mergi anume acolo? Jurnalismul se trage tot de la tăticul. El era persoana care cumpăra toate ziarele, le aducea acasă pentru că el citea mult. Normal că citeam și eu. Așa mi-am dat seama că îmi place și eram destul de bună și la scris. La limba română, cu toate că în clasa șaptea profesoara mi-a spus că nu pot eu și nu o să pot să fac eu nimic cu toate povestioarele, toate compunerile care le făceam. Totuși, timpul a demonstrat că anume jurnalismul a fost al meu. Am luat dosarul în urma examenelor de bacalaureat. Tăticul era în clădirea Ministerului de Interne și mă aștepta, nu aveam telefoane mobile atunci, mă aștepta să mergem să dăm admiterea la drept. Nu. Nu știam unde se află clădirea Universității de Stat și anume blocul unde era comisia de admitere. Am întrebat pe stradă frumos, spuneți-mi, vă rog, spuneți-mi, vă rog, eu venit din satul de la Creuleni, am ajuns, am dat la admitere, frumos. Ca peste trei zile, ceva de genul dat, pe mamica s să sune la serviciu și să o anunță că fica ei a fost admisă la jurnalism. Mica de la serviciul îl sună pe și îi spune felicitări, ai studentă la jurnalism. El mult timp nu s-a împăcat cu ideea asta pentru că de fiecare dată îmi spunea și ce o să înveți tu cinci ani de zile dacă tu poți să scrii, ce o să înveți? Până la urmă eu am făcut jurnalism în anul 2 de facultate am luat-o cumva mai mult spre partea de PR, și iarăși o lungă perioadă de timp el mă întreba, ce faci tu? Că eu nu înțeleg ce faci tu. Când scriam, când făceam jurnalismul clasic, când eram la timpul, el știa că el vineri cumpără ziarul, el deschide la pagina, nu mai țin minte cât, 12 probabil, și el o să vadă acolo, Doina cernafca asta era cea mai mare împlinire pentru el. În momentul când m-am lăsat un pic descris și am trecut în PR, nu vedea. Ce faci tu? Nu se vede. Pentru ei, jurnalistul înseamnă sau la TV sau în ziar sau undeva și la radio. De Pentru zi. ei, cu educația lor, omul trebuie să aibă o profesie unde se vede. Contabilul e contabil, jurnalistul e jurnalist, tractoristul e tractorist, medicul e medic. Palpabil. Da, dar ce faci un piar? Ce faci tu? Dar tu, până ajunge la ziarul timpului, tu ai fost la flux. Da, pentru că echipa de la Flux, domnul Tănase, Dumnezeu să-l în acea perioadă a făcut timpul și cumva o bună parte, dacă nu marea majoritate a echipei de la Flux a trecut la timpul Tu ai prins generația aia de aur? Da, eu am prins generația de aur Cine ai fost în acea perioadă, colegă? Uh, Gheorghe Budeanu, Sorina Ștefărță, Alina Angel, Ina Prisăcaru, uh, toți, toți. Dar voi ați stat Cei inclusiv la buni. baza creierii uh, timpului. Eu peste ani am fost deja la ședință. Ei timpul. au stat, pentru că eu eram uh, cumva cea mai mică din echipă, eu făceam divertismentul, eu uh, furam de la ei, de la absolut uh, fiecare om de acolo. Eu, uh, elementariu, nu avem reportofon despre ce vorbim noi. Aveam, bun, nu eram atât de săraci încât să nu poată părinții cumpărau, dar am impresia că că meu tot, tot spera că eu o să fac a doua facultate sau o să trec cumva într-o zonă mai serioasă, chiar dacă, cum am și menționat mai devreme, foarte tare era mândru când deschidea ziarul și vedea că Rezultatul este acolo. Dar ce era ziarul atunci, în general? Că avea greutate atunci un articol în ziar, putea să facă furori. Întreptat, ziarul și-a pierdut din relevanță. Ziarul era pe lângă o sursă de informare, în acea perioadă, timpul fiind una din cele mai bune publicații, cele mai credibile, pentru că erau cei mai buni oameni din presă scrisă la timpul. Oameni care au crescut și până atunci, generații de jurnaliști. Ziarul era motivul pentru care foarte mulți vinerea, în primul rând, se opreau la chioșc, apoi intrau în birouri. Ziarul era ceea ce inspira, ziarul era exemplu pentru studenții, nu doar de la jurnalism, ziarul era mândrie pentru eroi din pagini. Ziarul era și o sursă de venit pentru mulți, pentru că atunci se vendea foarte bine. Și ziarul era, pentru că tot mă repet că ziarul era, dar era în acea perioadă pe bun era, era acel punct de unde tu puteai să afle tot și să fii un om informat corect. Asta era important pentru că pe atunci internetul abia, abia, abia își lua avânt la noi în țară. Și plus un material de ziar era un material documenta documentat, complex, scris într-un anumit fel. Eu am o curiozitate. Eu l-am prins pe Constantin Tănase doar un an și el era foarte puțin prezent în redacție. Era anul înainte să decedeze și atunci a fost o mare tragedie, inclusiv noi care eram în redacție și așa. Tu l-ai prins în perioada când el scria mult, când el era prezent în redacție. Cum ți-l amintești pe Constantin Tănase? Eu l-am prins în acea perioadă, dar eu eram atât de mică încât mie mi-era frică ca să apar cumva în vizorul dumnealui sau nu știu să mai ajung să vadă vreo greșeală, cu toate că nu ajungeau greșelile până în ediția tipărită. Dar întotdeauna l-am privit ca un munte de om, ca un intelectual care atâtea generații poate să le crească, ca o persoană care era acolo în redacție și vorbea cu toți. Era, sau cel puțin pentru mine acum, era acel exemplu de cum trebuie să ajungi, cum trebuie să-ți fie parcursul vieții, ca la vârsta la care era domnul Tănase atunci în redacție, să ai atâta greutate, să ai un astfel de nume și să stea lumea la ușă ca să poată să vorbească cu tine. Așa mi-l amintesc. E marele Constantin da, Tănase care. A crescut cu editorialele lui, cu. își făceau impresia despre ce se întâmplă în politica moldovenească, datorită unui editorial apărut în ziarul. Da, timpului. pentru că avea uh, una din cele mai importante păreri, inclusiv pentru politică. Eu mă bucur că l-am cunoscut și cumva suntem norocoși că am fost contemporani cu el. tu nu te-ai reținut mult timp în sfera asta de ziaristică. Cum ai ajuns să faci PR? Cum ai ajuns în lumea mondenă? În lumea mondenă am ajuns tot din presă scrisă. Eram la timpul, scream texte, pagina divertisment și așa am ajuns să fac interviuri cu oameni din divertisment și din artă. Eram destul de curioasă și vroiam întotdeauna să cresc, vroiam să descoper, vroiam să știu și vroiam să am cele mai bune rezultate. Și acum așa sunt, de fapt. Așa am ajuns să cunosc foarte mulți oameni din domeniu și așa am ajuns, probabil, să fiu furată din presă scrisă și să fiu pentru oamenii care făceam PR și în, în foarte scurt timp și organizarea de evenimente Dar evenimentele erau la fel din zona divertisment Pentru că am început să organizez concerte Și de aici deja calea a fost destul de lungă Tu în perioada aia l-ai cunoscut pe primul tău soț, Adrian Ursu Da, în acea perioadă Cum a fost? să să-ți amintești cum ați făcut cunoștință? Am făcut cunoștința la studioul unde el era, unde venisem, și eu inițial pentru un interviu, nu mai știu exact, pentru că a fost destul de, de mult. Um, după o perioadă, eu am început să activez ca și PR manager la acel studio, este vorba de Sense Music, care există și astăzi, doar mai că există. nu e studio, e casă de producție muzicală. Um, și am lucrat. Foarte bine împreună, foarte mulți ani. Dar tu ai devenit PR manageră sau cum era în perioada aia? Consilieră pe PR a lui Adrian Ursu sau erai a nu, casei? Nu, a eram ar manager la Sense Music care avea mai mulți artiști în portofoliu. Era Pavel Stratan, era o zonă într-o altă formulă cu totul alt formulă. Era inclusiv Adrian Ursu. Cea mai memorabilă amintire totuși rămân concertele pe care noi le făceam în sate. În doi ani, cred că am cutreierat jumătate de țară, mergeam în concerte cu diversi artiști, dar mai aproape de mine, sau eu mai aproape, eram de Pavel Sratan, care pe atunci, ca și acum, era foarte cunoscut, în special în sate, pentru că era suficient să cobori din autobuz la gară, toată piața centrală cânta doar Pavel Stratan. Casetele lui erau vândute în mii și mii de exemplare. Pavlic, pentru că noi așa îi spuneam, era atât de iubit, dar nu pot să-ți redau oamenii pur și simplu îl, îl, venerau pentru versurile pe care el le punea și le pune în piese și pentru felul lui de a fi. El atunci, fiind cumva perioada asta de grește mulovnește, au mai fost câteva proiecte asemenea lui. Cea mai memorabilă experiență rămâne totuși lansarea Cleopatrii Stratan, care s-a întâmplat în acea perioadă, tu ai contribuit la lansarea Cleopatrei Stratan? Eu am fost omul care am făcut piar pentru primele concerte de la Teatrul de operă de aici de la noi din Chișinău și a fost altceva. M-a întrebat mai devreme diferența dintre showbizul de atunci și showbizul de acum. Acum nu o să mai vezi oamenii de PR cu așa un bagaj plin de CD-uri și cu trei rând posturile de radio ca să lanseze piesa nouă a artistului pe care îl reprezintă. Nu o să mai vezi acum exclusivități muzicale care sunt gândite și lansate așa, ca o chestie mare, frumoasă, așteptată, cerută de public. Um... Cleopatra Stratan a fost un fenomen. Apariția ei pe piață a tulburat toate apele. Deci tu ai fost inclusiv în perioada când a apărut Sighiță. Da. Și ce se întâmpla în culise atunci? Voi ați înțeles că um, a explodat din start? Noi am înțeles, dar cel mai important E că Pavel a înțeles El văzând în Cleopatra Exact ceea ce a fost Și ceea ce este astăzi Un copil talentat Un copil, un copil ambițios Un copil care Având trei ani Îi plăcea ce ce face Când am făcut prima copertă În care Când am făcut prima copertă cu Pavel și Cleopatra Stratan a fost așa un boom din ăsta. Oamenii s-au împărțit în două tabere. Cineva spunea că este un copil exploatat, cineva normal că își arăta admirația față de un copil talentat. Adevărul e că tot ceea ce se întâmpla în acel moment era pe bune era un copil talentat, care îi place cânte, un copil căruia nu i s-a furat copilăria, pentru că Cleopatra Stratan a mers la grădiniță, a mers la școală. Cumva cariera ei artistică de atunci din copilărie, absolut deloc nu a fost o, o, un, un impediment ca ea să crească un matur bun în tot ce ce face. Dar tu vedeai interacțiunea între Pavel și Cleopatra? Adică tu vedeai că ea își dorește asta să facă? Nu mergea la concerte deja fiind uh, nevoită să cânte chiar dacă Absolut, nu mai voia? Absolut! Nu! Uh, între ei era o relație foarte frumoasă, caldă și... Așa cum trebuie să se comporte un tată cu copilul lui. Uh, erau drăgostoși, se pupau, se prindeau și au împreună pe scenă. Ei de fapt și acum sunt așa. Uh, nu putem spune că avem un exemplu negativ. Nu, deloc. Care a fost fenomenul Cleopatrei Stratan? A fost unic. Dar cum le explici? Că, pentru că de atunci nu a mai apărut un astfel de fenomen. S-ar putea de grabă nici să nu apară S-ar putea, dar s-ar putea să apară Dar anume ghiță Crezi că a făcut să iasă în evidență Sau în general Faptul că un copil atât de mic Cântă și nu cântă rău Probabil faptul că Un copil atât de mic Se simte atât de bine În momentul când e în scenă Cântă și uh, Își arată Copilăria în scenă pentru că ea, prin versurile pe care le cânta, nu, nu era nimic negativ sau strașnic sau deloc. Era o fetiță frumoasă, în rochea cea cu buline, codițile, păpușa ei sau păpușa care îi exact după chipul ei, s-a vândut în... Dacă nu greșesc în milioane de exemplare. Și până astăzi, ghiță rămâne ghiță. Dacă trecem de la Pavel Stratan, cu care tu comunicai foarte mult, cum ai ajuns într-o relație de dragoste cu Adrian Ursu? Foarte simplu. Într-un moment dat, probabil așa a fost să fie, ca să fim împreună pentru o perioadă. Um, destul de scurtă și să urmeze tot ceea ce a urmat. Dar voi lucrați împreună. Da. Deci cumva la împreună. voi a fost un slujemnăi raman. Poți să-i spui și așa. Adică erați iubiți uh, lucrând împreună la Sense Music în, în acea perioadă. La un moment dat, da, nu de la început, dar uh, la un moment dat uh, mai aproape de, de nuntă. Așa. Deci, tu mergeai cu el la concerte, tu îl însoțiai, tu aveai grijă cum apare el în presă, de imaginea lui și tot așa. În ce consta munca ta și ce v-a apropiat atât de mult? Munca mea era foarte simplă în acea perioadă. Trebuia să fiu omul care creează imaginea și menține imaginea unui om public, omul care gestiona. Tot ceea ce apare public despre un artist, și omul care avea grijă de agenda lui ca să poată să ajungă acolo unde era solicitat, inclusiv și pe partea de evenimente, petrecere, nunți și tot așa. Care era reacția publicului când îl vedea atunci pe Adrian Ursu? O reacție normală a fanilor atunci când își vede artistul preferat în scenă sau uh, uh, la evenimentele unde era prezent. Tu vorbești parcă cu un soi de reținere despre asta? O să încerc nu, să fiu și eu. Nu vorbesc cu reținere doar că îți dai seama, este. Primul interviu, unde eu povestesc în calitate de prima soție a lui, despre tot ceea ce a fost, un lucru pe care eu l-am nu că l-am ascuns, dar pe care l-am tot evitat să-l scot public. Bine, atunci la început probabil era dureros. Acum au trecut ani. Tu ai familia ta, el are familia lui. Totul este uh, cât se poate de bine la ambei și eu tare mult sper tu să zici ceva ce n-ai mai spus anterior, uh, dar uh, cât timp ați fost voi împreună în calitate de iubiți până la cererea în căsătorie și cum a fost cererea în căsătorie pentru tine? Cererea în căsătorie a fost în față la telecom, <laughs> în mașină, după un concert, când uh, Probabil așa a fost, fi ca noi să vrem, să ne căsătorim după o nu atât de lungă perioadă în care am fost împreună ca și iubiți. A fost frumos, a fost dorit de ambei în acel moment și ce a urmat după Hai că ajungem acolo. Dar reacția ta a fost de surprindere sau era clar că spre asta merge? Nu era clar pentru că noi nu am avut o relație clasică, o relație publică, o relație așa cum se întâmplă între doi oameni care se întâlnesc, se văd, se îndrăgostesc. Noi am fost destul de mulți ani alături, noi am avut relațiile noastre, noi, noi am fost foarte buni prieteni. Hai să încep de la asta. Și probabil prietenia și uh, faptul că puteam să comunicăm pe absolut orice teme, asta ne-a făcut la un moment dat să ne apropiem. Asta a făcut noi să credem că suntem potriviți unul pentru celălalt, nu doar în calitate de prieteni, dar și în calitate de iubiți sau în calitate de soți. Uh, și probabil de la asta a pornit uh, ideea că. Noi putem să mergem altfel înainte. Eu am văzut imagini de la nunta voastră. Da. Cred că tu le-ai postat sau presa poate atunci. A fost o nuntă mare? A fost cea mai mare nuntă până atunci, în acel local unde am jucat noi nunta. A fost destul de multă lume. Sute de invitații. Da, au fost sute de invitații. Noi, când am făcut invitațiile, eu fiind uh, om creativ în ale scrisului, în invitațiile care le-am dat uh, prietenilor mei și oastei mele, era scris că vă invităm la nuntă, eu mireasa, data, ora, locația, doar că nicăieri nu era scris cine este Mirele. Pe bune? exact așa a fost și în invitația lui. La nuntă, cumva noi am ajuns când practic toți invitații erau prezenți și în momentul în care noi veneam pe drum și oamenii au văzut cine e mirele și cine e mireasa, a fost așa un moment de șoc total. Da, blin, e tare creativ. Adică oamenii chiar nici nu știau de relația voastră, pentru că iar era foarte foarte puțin ascunsă. știau, nu era ascunsă. Și acum asta vreau să lumea să înțeleagă, nu era ascunsă, dar cumva și eu și el știam că nu trebuie să vorbim tare mult despre asta, pentru că era despre noi. Atât. Voi v-ați căsătorit în aprilie 2009. Da, noi am făcut nunta, am făcut uh, cununia în 29 aprilie uh, și nunta am făcut-o în 30 aprilie. Pentru că în 1 mai el avea nuntă la bălți și azi țin minte. Uh, Spunem -mi dacă se schimbă ceva într-o relație atunci când oamenii se căsătoresc. Da, se schimbă tot. Absolut tot. Cel puțin în cazul meu și al lui s-au schimbat lucrurile. Nu, nu am foarte multe explicații. Noi am fost împreună după nuntă un an și jumătate, după care am divorțat, pentru că la un moment dat ne-am dat seama că nu mai merge, și el pur și simplu m-a părăsit. Vorbește atât de direct, ai spus-o, dar eu am aici un citat de-al tău pe care tu l-ai spus la câțiva ani după divorțul vostru. Pentru apropo, magazin, e un act de eroism să-l ții alături pe iubitul care ți-a rănit inima, spunându-ți că nu te-a iubit niciodată. El te-a părăsit, spunându-ți că nu te-a iubit niciodată? El m-a părăsit, spunându-mi că nu poate. Să trăiască cu mine o viață înainte, pentru că nu mă iubește. Și eu, dacă să vorbesc acum, după 10 ani, și, normal că nu l-am înțeles. Cum să nu iubești un om după o perioadă, după o nuntă, după tot ce, -ce s-a întâmplat? Acum, da, e foarte bine când oamenii recunosc că nu se mai iubesc și își separă drumurile. Pentru că bănuiesc eu că e mare chin să fie alături de un om pe care nu-l iubești, alături de un om care nu-ți oferă tot confortul care trebuie tu să-l ai și să-l simți trăind alături de acea persoană. Dar tu erai aia care iubea în acea relație. Da. Ți-a fost greu să lași totul, să decurgă așa cum... Uh, Dar eu nu am datat. lăsat. Ce ai făcut în momentul în care ai auzit că eu plec, nu te mai iubesc? Sau vreau să divorțăm? Nu prea am făcut mare lucru pentru că nu puteam să fac. Nu poți ține un om cu forța lângă tine. Uh, noi ne-am separat, uh, el a plecat de acolo unde locuiam împreună uh, și am încercat fiecare să mergem pe drumurile noastre. Uh, o perioadă nu am comunicat, după care am început să vorbim, după care iarăși nu am comunicat, după care iarăși am început să vorbim și în acea perioadă ne-am și dat seama că e mai bine să rămânem prieteni decât să încercăm să mergem împreună. Hai aici să le luăm pe rând. Mai am un citat de-al tău sau de fapt o declarație pe care ai făcut-o în același apropo magazin. Tu l-ai întrebat pe fostul tău soț deja cum trebuie să procedezi ca să nu te părăsească? Deci pe bune? Nu mai știu acum. Eu îmi imaginez momentul ăsta, da? Cineva zice că, uite, eu vreau să divorțăm, nu te mai iubesc. Plec. Și cealaltă persoană, adică tu ești foarte ambițioasă. Eu, cum eu te acum văd. Eu sunt cum foarte ambițioasă. Anesca și atunci că nu se schimbă oameni atât de mult. Adică tu îți calci foarte mult pe propria demnitate când da, pentru că eu să fac iubeam ca să, să rămân și da, eu? nu da. vroiam să-l pierd. Dar uh, nici nu eram conștientă atunci, în uh, acea disperare a mea de femeie care iubește, dar nu este iubită. Uh, nu eram conștientă că nu poți să ții omul cu forța, pur și simplu nu poți. Și timpul a și demonstrat că e foarte bine că suntem separați, suntem fericiți acolo unde suntem, cu cine suntem. Și poate fi un exemplu pentru mulți care uh, se străduiesc, se chinuie, încearcă să păstreze o relație doar de dragul relației. Eu mă bucur că o trecut atât de mult timp, peste 10 ani și tu poți să vorbești deschis despre asta la rece analizând, dar în un de-al tău, din acea perioadă probabil încă sufereai atunci, după ce am semnat ambii actele de divorț, nu vedeam drumul din cauza lacrimilor și a ploii. Doina. Da, am deci... semnat actele de divorț în fața oficiului stării civile din Ialuveni. Fiind într-o după-amiază de toamnă târzie, m-am pornit la volan spre Chișinău și îmi dădeam seama că eu asta nu am vrut, dar eu asta am făcut-o pentru că nu, nu era altă soluție. Atât. Dar iată, acum analizând situația asta. Deci ce faci în momentul în care iubești, dar înțelegi că nu mai ești iubită? Îl lași pe omul ăla să pleci pur și simplu sau lupți pentru o relație asta, O faci uh, să înțeleagă că e o greșeală. Care ar fi? Iată că mulți pomenesc în situații de astea, inclusiv în prezent. Și fac, îți călcați în picioare, băia își bat joc de ei în tot halul. Știu că ăștia nu o să pleci niciodată pentru că au un anumit atașament. Iată tu acum, dacă ai fi în perioada aia, având minte de acum și experiența de viață, ce ai face când te-ai pomeni într-o asemenea situație? Acum nu știu ce aș face, atunci am început să-l urăsc atât de tare, dar atât de tare, încât nu pot să-ți explic prin cuvinte toată ura care o aveam doar pentru un om, doar pentru el. Eu nu am avut soluții pentru că eu am încercat în diverse moduri să-l conving să rămână, să mai încercăm o dată, dar nu a fost să fie. Cum poți atunci să îți gestionezi emoțiile când foarte mult urăști un om? Pentru că ți-a făcut dureros. Tu aveai planuri, gânduri că o să fiți o viață împreună. Cum stiei în mâini? Pur și simplu l-am eliminat absolut din tot ceea ce aici făceam. Nu apăream acolo unde știam că poate fi el, nu ascultam radio, nu priveam televizorul și am rupt orice comunicare cu oamenii care cândva erau prietenii noștri comuni. Atât. Acum, și asta e o soluție? Da, pentru mine a fost o soluție pentru că nu mi-a părea de fiecare dată și nu îmi provoca acel sentiment de durere care apărea de fiecare dată când uh, uh, auzeam despre el. Bun, că uh, mai existau oameni care a, doina, da, da cum, da și chiar v-ați dispărțit, da de și așa, mai și frumoși erați împreună. Și asta și mai mult accentua. Da, de ce v-ați dispărțit? Da, e da drept că ați făcut nuntă pentru bani. Da, e drept că așa. Da, așa e că nu e drept că așa. Nu și ce poți să-i povestești unui om care oricum a venit cu ideea lui, cu versiunea lui, cu faptul că el, de fapt, știe ce s-a întâmplat între doi oameni total străini. Dar acum, la cât? La aproape, da, vreo 13 ani Sunt 13. de la divorț, tu ai explicație. De ce un om ar fi într-o relație, ar cere în căsătorie, ar face nuntă cu cineva pe care nu îl iubește? Poate în acel moment el mă iubea, poate în toată perioada cât am fost prieteni, iubiți, poate există o astfel de dragoste, pentru că nimeni nu poate să spune de fapt cum e dragostea, cât e dragostea. Cineva iubește într-un fel, cineva iubește în alt fel. Dar cum au reacționat în general rudele voastre când au auzit că la un an și jumătate divorțați? Tatăl cu a zis că a știut că așa, așa o să fii, de asta și m-a lăsat să mă mărit, ca apoi să nu-i reproșez că cumva a influențat decizia mea. Noi fiind crescuți destul de independenți în tot ceea ce facem noi în viața noastră, nu degeaba am dat la jurnalism contrar voinței sau dorinței părinților. Și de cealaltă parte. Părinții lui nu știu, pentru că nu i-am întrebat, nu am comunicat. Dar ai fost într-o relație bună cu socri? Pentru că de multe ori anume iată, nu știu, cred că nu ați locuit împreună cu părinții tăi sau nu? Am părinții locuit lui. o perioadă împreună A. cu părinții lui. Și asta e un avantaj pentru un cuplu nou format sau e un dezavantaj? E un dezavantaj pentru că oamenii trebuie să fie singuri acolo unde se clădesc cuibulor cu bune, cu rele, cu iubire, cu uh, siguranța zilei de mâine și cu tot greul care trebuie să-l treacă în doi, nici de cum în trei sau în patru. Frumos ai spus, dar știi ce, atunci aparuse multe discuții, da? Ce a fost cu nunta asta, o perioadă atât de scurtă, două persoane vizibile? Foarte repede au divorțat Înțeleg pic toate opțiunile astea Că nuntă pentru bani nu, A existat la nu. mijloc o relație frumoasă A existat o nuntă de care v-ați bucurat ambii Și după aia ceva nu a mers în relații Și s-a uh, întrerupt totul Dar uh, cât timp a durat Iată Ura asta ta pentru el uh, Perioada în care nu-ți găseai locul Sau, șapte, ani. șapte ani Șapte ani Wow. E o perioadă destul de lungă. Se zice că creștinește, trebuie să iertăm, și credem că am vorbit foarte mult cu preotul meu duhovnic, care era și preotul lui pe timpuri. Părintele Pavel, care ne-a și cununat și care știa despre relația noastră și care știa despre chinul meu, despre chinul lui, de fiecare dată când îi spuneam că nu pot să-l iert, de fiecare dată mă ruga să încerc să caut sau să mă caut ca să ajung în acel punct în care o să pot. Pentru că nu există om care să nu poate să ierte. Așa s-a întâmplat că după șapte ani, într-un moment al vieții mele și probabil într-un moment al vieții lui, fiind ambii fericiți în familiile noastre, timp în care noi practic nu ne-am văzut deloc, nu am comunicat deloc, dar eu știam ce face el și el știa cam ce se întâmplă în viața mea pentru că aveam prieteni comuni care ne tot povesteau. Noi ne-am întâlnit foarte întâmplător într-o parcare publică. Eu ieșeam cu mașina el, știindu o mașina, m-a blocat. Am coborât după șapte ani de nevăzut și nevorbit. Noi am început să vorbim de parcă eram în 2007 în studioul la Sense Music și ne întrebam ce mai facem, ce avem azi de făcut, ce avem mâine de făcut. Am stat trei ore acolo, într-un loc public, vizibil, am vorbit, ne-am povestit ce s-a mai întâmplat în viețile noastre, lucruri care nu erau publice și nu, nu se știau. Și la un moment dat, eu am simțit că trebuie să-i zic, pentru că eu asta simțeam. Simțeam că eu l-am iertat și l-am simțit că el așteaptă ca eu să-i spun că l-am iertat. El în toată această perioadă simțind ura mea, dar o simțea pentru că mă cunoștea foarte bine ca și om și în momentul în care eu am început să-i zic uite eu sunt gata să îți dau bună ziua acolo unde o să te văd și mă bucur că ești fericit, mă bucur că ești împlinit. Um, el mi-a mulțumit pentru că i-am zis aceste cuvinte și a respirat cumva ușurat. Dar tu ai simțit o ușurare atunci? Eu am simțit o și mai mare ușurare pentru că din acel moment am știut că sunt liberă, am știut că sunt corectă, am știut că nu... Țin pe umerii unui om străin, pentru că mi era de mult, mi era străin, nu țin acea povară. Uh, el mi-a recunoscut că era sigur că l uresc, pentru că nu avea cum, la cât de mult durere mi-a provocat. Dar, Dar durerea ți-a provocat-o doar prin faptul că ți-a spus că te părăsește? Nu, durerea mi-a provocat-o prin faptul că m-a părăsit. Și tot ceea ce a urmat după a fost foarte greu pentru că eu m-am trezit la un moment dat fără soț, fără job pentru că nu am mai putut să continuăm să lucrăm împreună, eu fiind destul de ambițioasă, m-am închis în casa mea și în sufletul meu și am suferit o tare lungă perioadă. Dar voi ați avut încercări după divorț. Se întâmplă de multe ori unele cupluri, divorțează și parcă e un nou suflu pentru o relație. Și încearcă să se repare. Unii se recăsătoresc, alții trăiesc în concubinaj. Voi după divorț, când oficial deja ați semnat acolo la starea civilă sau unde se mai face divorțul, nu vreau să știu. Așa, ați mai încercat să, vă, să refaceți relația? Pentru că înțeleg că tu în continuare iubeai. Am încercat, din păcate, nu a mers. Adică, recomandarea ta pentru cei care mai încearcă după divorț să repare ceva? Nu. Lăsați? Nu, nu este o recomandare. Este uh, pur, individual, pentru fiecare cuplu. La noi nu a mers. Și uh, chiar dacă atunci eram destul de uh, supărată, necăjită, uh, peste ani mi-am dat seama că a fost cea mai bună decizie luată de el pentru că până la urmă el a plecat, eu am rămas. Eu sunt de acord, în momentul în care nu mai există dragoste în cuplu, cel puțin de o parte, acest cuplu nu poate să fie fericit. Mai degrabă sau mai târziu o scrape și o să se rupă. Exact. Și mai bine mai degrabă, atunci când nu sunt copii la mijloc. Sau chiar și dacă sunt copii la mijloc. Mai bine separați și amii fericiți decât împreună și copiii să vadă scenele astea. Dar la voi, în relație, iarăși, la unii dispare din senin dragostea. La voi a fost uh, infidelitate? Nu. Violență? Nu. Nu. Nu am de ce să. De aici și durerea mai mare, da? De aici durerea mai mare, pentru că aparent totul era perfect, dar uh, în Sufletul Omului nu poți să te bagi. Nu poți să știi ce e cu adevărat acolo. Uh, și acum, peste ani, i-am și mulțumit atunci când cumva oficial ne-am împăcat după șapte ani, i-am și mulțumit că a plecat, când a plecat, pentru că datorită inclusiv și lui și acestei plecări, eu astăzi sunt cine sunt. Calea ta era să fie totalmente diferit, probabil. Eu astăzi sunt o femeie puternică, eu astăzi sunt o femeie realizată, eu, astăzi, sunt o femeie care am început să pun foarte mult accent pe cei ce îmi place mie, nu cei ce place oamenilor. Din păcate, mulți dintre noi ajungem târziu să înțelegem asta, și cu oameni nepotriviți în viețile noastre care profită. Exact. Tot în perioada aia, tu ai început proiectul Ajută un om. Da, ajută un om a apărut din prima deplasare care am făcut-o cu el la o casă de copii, de acolo a venit ideea, doar că inițial am fost mai mult ca un cerc de prieteni, un grup de inițiativă, ne adunam și încercam să rezolvăm diverse cazuri. Tot în acea perioadă ca să pot să fac ceva sau să fac altceva decât făceam până atunci, a apărut și clubul nostru. O idee care a venit și a revoluționat cumva evenimentele din Chișinău. Dar ce făceați acolo? Organizați evenimente, doar că diferit. Luam oamenii de la TV, din reviste și aduceam în scenă, în fața unui public, 99% din femei. Erau și sunt evenimente pentru femei cu personalități în scenă, de la care poți să înveți, poți să te inspiri, poți să crești și poți să schimbi cumva traiectoria vieții. Deci după divorț, tu te-ai axat mai mult pe aceste proiecte? După divorț, cumva primul a fost mai um, activ a fost clubul nostru pentru că am început să fac evenimente, eu aveam nevoie de oameni, eu aveam nevoie de comunicare, eu aveam nevoie să mă agăț de ceva ca să pot să merg înainte și eu aveam nevoie să cresc din punct de vedere profesional. Atât și el a rupt din start. deci ce a avut și are succes clubul nostru? Are deci succes. Mulți cunosc despre el. Acum am rămas doar la patru evenimente în decursul unui an, pentru că este foarte complicat pentru mine să îmbin și Ajută un om, și munca mea de marketing și PR, dar și evenimentele propriu zis. Povestește despre proiectul Ajută un om. Cum a apărut în general chestia asta în viața ta? Pentru că da, una e să mergi cu un grup de prieteni să faci donații și să aduni așa strictul necesar și totul altceva să faci asta organizat pentru că te-ai pomenit și tu în domeniul ăsta a carității care e deloc simplu. Din acel grup de prieteni care periodic ne organizam ca să rezolvăm unele cazuri. La un moment dat, eu am învățat foarte multe din tot ceea ce făceam și mi-am dat seama că eu mă descurc foarte bine atunci când e nevoie să unesc ideile, oamenii și banii care pot să ajute o problemă iarăși mi se trage probabil din perioada când organizam concerte, mi se trage din perioada când am cunoscut foarte multă lume și fiind o chestie nouă, am început să o dezvolt până în momentul în care trebuia cumva să legalizez toată chestia asta ca să pot să cresc, să pot să fac lucrurile nu doar pentru un copil, nu doar pentru trei mame, dar să dezvolt și să încerc să ajut cât mai multă lume. Ajută un om, ce e de fapt? Ajută un om este o entitate juridică, asociație obștească, înregistrată oficial, care are ca și scop scris și în statut evitarea abandonului școlar în mediile sărace. Luptăm și ajung tot la copilăria mea. Luptăm ca fiecare copil să poată să ajungă la școală asta este cel mai important, școala și cartea în general este ceea ce ne poate salva și cei ce ne mișcă înainte ca și societate. Și voi în cadrul acestui proiect faceți campaniile de Crăciun sau de sărbători care sunt, inclusiv cadoul din cutia de pantofi. Ajută un om, are câteva proiecte la nivel național pe care noi le implementăm anual. Ar fi doar câteva, încalță un copil pentru iarna, care în acest an a fost a opta ediție, cadoul din cutia de pantofi care se desfășoară în aceste zile. Adoptă o mamă, rucsacul cu caiete. Sunt campanii pe care noi le facem în fiecare an și ajungem în satele unde e nevoie ca noi să susținem aceste mame, femeile și mai nou și bătrânii, pentru că am început să distribuim și pâine bătrânilor din sate îi ajutăm să aibă zile mai cu speranță. Pentru că e foarte trist ceea ce se întâmplă în țară, în lume, cu atât mai mult în satele noastre, care au devenit pustii, care au devenit mai grele din toate punctele de vedere. Dar cine sunt oamenii care vă ajută? Sunt donații simple sau aveți persoane care susțin asta cu mulți bani mai mulți ani la rând? Avem sponsori și donatori din companiile locale pentru că noi colaborăm în mare parte doar cu donatorii naționali din țara noastră, dar să știi că marea majoritate a proiectelor sunt implementate cu ajutorul oamenilor. Oamenii sunt cei care o să doneze 5 perechi de papuci ca să putem să încălțăm încă cinci copii. Oamenii sunt cei care de fiecare dată fac cutii frumoase cu fundițe colorate ca să le ducem altor copii la care Moș Crăciun nu ajunge. Oamenii sunt cei care donează um, de la tot ce, ce ar avea nevoie o mamă ca să poată să-și crească cât de cât în siguranță copiii. Fie că sunt electrocasnice, fie că sunt produse alimentare, orice, poate să ajute un om, este dat tot de la un om. Care sunt cele mai uh, memorabile cazuri pe care le-ai avut de când ai proiectul Ajută un om? Sunt foarte multe. Acum, dacă ar fi să selectez câteva, uh, sunt cazuri triste atunci când intru în uh, case vechi și găsesc pe lejanca rece câte 4-5 copii flămânzi și dezbrăcați sunt cazuri când Intrăm în școli Descălțăm copiii de caloși Și îi încălțăm în papuci Dar partea bună e că acel copil e la școală Și exact Pentru astfel de copii Noi mergem în sate Eu sunt cu mâinile Crăpate de la vânt Pentru că muncim foarte mult În sensul direct a cuvântului Încărcăm, descărcăm Cărăm acolo unde Toate aceste lucruri trebuie să ajungă dar acum au trecut ani buni de când voi ați inițiat proiectul. Aveți deja pe cineva care știți că l-ați ajutat la început de cale și acum, nu știu, merge la colegiu, merge la facultate? Sigur că da, avem copii care sunt eminenți, avem copii care fac colegiu și sunt la sistem de bursă. Deci este copil care a avut o reușită foarte bună la învățătură. Avem, am, eu personal am copii pe care i-am butizat pentru că în momentul când trebuia mama să iasă din maternitate nu avea nimic decât haine de pe ea și noi am mers, i-am îmbrăcat, i-am adus acasă și le-am oferit strictul necesar ca să le fie mai ușor. Avem copii foarte buni și să știi că în satele noastre, în ciuda tuturor greutăților, copiii încă știu să se bucure de copilărie adevărată. Copiii se dau din deal în vale pe peliculă, pe zăpadă, exact cum ne dădeam și noi în copilăria noastră. Copiii fac gazete de perete la școală. Pentru că asta pot ei să facă, pentru că din asta au ei să facă. Copiii se bucură atunci când noi le deschidem porțile și intrăm cu aceste cutii colorate, frumoase și grele și ei neavând sau având prea puține cadouri în viața lor, în acel moment le vezi ochișorii și toată recunoștința lor e în acei ochi senii și calzi. Știi ce se zice despre cei care fac caritate? Că se face în liniște. Se face în liniște, și mulți o fac în liniște Eu nu sunt împotrivă ca cei care fac caritate Să vorbească despre actele lor de caritate Poate îi motivează și pe alții Asta e minunat Dar mai este o chestie Că cei care fac caritate Inclusiv o, o fac pentru ei uh, Întrebarea uh, sună dur poate sau direct Din caritate Faci bani? Îți asiguri existența? Și tu și echipa ta? Sau uh, caritatea nu-i despre... Salariu, despre venituri, despre mașină mai scumpă și vacanții de lux. Termenul corect ar fi filantropie, pentru că noi facem filantropie, în asta intră și programele de educație pe care le organizăm în sate, și donațiile de cărți, și lecțiile publice pentru copii și femei despre sănătate sau despre cum să te descurci și cum să. Poți să fii mai bun în tot ceea ce faci. Nu știu ce să-ți spun. Vezi că eu pe lângă ajutorul un om, am jobul meu pe care, din păcate sau din fericire, nu am putut niciodată să-l las. Eu în continuare fac jurnalism, marketing și PR pentru că asta e ceea ce îmi ce place, asta e ceea ce pot eu să fac și asta mi asigură o parte din existență. Plus, asta îmi asigură o parte din oamenii care se implică în programele ajută un Om. Atunci când cunoști oameni buni, oameni deschiși, oameni care își dau seama de importanța implicării unei echipe sau unei companii, eu automat cumva le propun. Voi puteți să faceți și implicare socială. Echipa ta se poate umple de la faptul că mergeți cu noi într-un sat și ne ajutați să încălțăm 70 de copii care trebuie să ajungă la școală. Adică nu e despre venituri cosmice, cu siguranță, pentru cei care nu. fac. Cu siguranță nu, pentru că e foarte multă muncă și în țara noastră implicarea socială la nivel de companii, parteneri, sponsori e cumva un pic mai sus de început. Uh, trebuie să educăm uh, oamenii ca să aloce bugete și pentru așa ceva, pentru că o societate normală trebuie să fie ajutată de către actorii care pot să ajute. Tu, prin intermediul proiectelor pe care le faci, ai dat cred că mii, zeci de mii de cadouri. Am și eu un cadou pentru tine. Uh, nu știu cât de... Nu știu cât de mult îți place vinul dar eu am un partener minunat Aurelius de ani buni a acestor interviuri și eu îți recomand să deschizi acest vin care este Sauvignon Blanc din 2022. Este un vin alb. La pește ți-l recomand să deschizi cu omul cel mai drag sufletului tău să ciocniți și să ți amintești de interviul ăsta care a generat emoții, multe declarații exclusive și cu siguranță încă urmează uh, aceste emoții să le vedem uh, în cealaltă parte a interviului. Eu sper să-ți placă și aștept Mulțumesc. impresii. cu siguranță. Când văzduhul cuprins e de gerul ce acoperă totul cu gheață, via în taină și îmbracă misterul ca un nou vin să capete viață. Aurelius, Primul Ice Wine Sparkling din Europa. Cât timp ți-a luat ca să îți refaci viața personală? Ca să accepti în viața ta un alt bărbat? Destul de mult timp. Credeam că gata, nu se mai întâmplă nimic super spectaculos. Mă duc la mănăstire. După toată drama care am trăit-o și după toată zbuciumarea mea de femeie, dar s-a întâmplat absolut întâmplător, vorba cânticului, să apară acel bărbat care a reușit și reușește în continuare să aibă puterea să fie lângă mine, acel bărbat care a înțeles că trebuie să mă lase să fiu așa cum sunt eu, pentru că altfel nu are cum. Și mă bucur că astăzi, poate o să zici că vorbesc prea general sau prea ca pentru interviu, dar am mai spus o de câteva ori și rămân la ideea că sunt o femeie fericită anume alături de bărbatul care este alături de mine. Frumos! Eu vreau ca um, femeile să vorbească așa despre bărbații lor. Chiar dacă tu știu că ești foarte reținută la subiectul ăsta, probabil experiența anterioară te-a făcut să uh, vrei să ții așa în cuibul tău tot ce se întâmplă pe plan personal. Zim cum te-ai decis totuși să te mai căsătorești odată? Că după o experiență nereușită, unii sunt sceptici și puteai să trăiești în concubinaj, de exemplu. Eu eram aproape sigură că trebuie să fac acest pas alături de acest bărbat, și într-o zi l-am întrebat dacă vrea să se însoare cu mine. Nu. El a zis că, de ce nu? Pe bune, deci a fost o întrebare serioasă sau un glumă? A fost o întrebare serioasă, pentru că eu l-am cerut în căsătorie. Și nu e atât de strașnic pe, cu, pe cât sună. E superb, nu e strașnic, e wow, dar cu cât tu relaxare tu vorbești despre asta. Adică mai rar femeile la noi și au inima în dinți, se apropie de bărbat, chiar dacă îl iubești foarte mult, zic că vrei să te însori cu mine. Hai că deja aveam o vârstă, aveam 31 de ani și simțeam că este ceea ce îmi doresc. Și chiar este ceea ce îmi ce doream și în acel moment, și în acest moment. Avem o fetiță absolut minunată, care a reușit să ne întregească și a reușit să facă să vrem să fim părinți buni și foarte buni pentru ea și să ne menținem cumva familia nu atât departe de ochii lumii cât aproape de noi. Să fie a noastră, pentru că e povestea noastră. Dar uh, cum a reacționat el? Eu înțeleg că tu te-ai dus deja în zona. Aveam păi el este simt... cu mine. Da, dar el uh, nu se simte incomod un bărbat care... Știi că la noi societatea asta dictează regulile de-a lungul anilor. Dacă cererea în căsătorie, atunci bărbatul în genunchi, cu inelul, o întreabă dacă vrea să fie până la bătrânețe alături de el. Asta e atât de discutabil și atât de interpretabil... Încât chiar nu aș vrea să pun accent pe toate legile, obiceiurile, ce zice unul, ce spune altul. Eu așa am simțit în acel moment și probabil că el s-a bucurat că am făcut eu primul pas, el având același gând și am luat cumva de pe umerii lui povara inelului, a, a fost inel, a, după mi-a mi adus în el. Um, dar iarăși, și o să menționez de câteva ori în acest interviu aceeași idee. Trebuie să învățăm să ne bucurăm de lucrurile simple care se întâmplă în viața noastră atunci când trăiești. Nu sti gândești ce o să fie peste 3 ani, ce o să fie peste 5 ani, dar ce o să fie poimâine? Noi am uitat să trăim azi. Noi ne gândim de fiecare dată să găsim surse de îmbogățire ca să ne fie mai bine peste 3 ani când copilul să ajungă la școală, să căutăm tot felul de căi ca să ne fie bine cândva, dar nu acum. Eu sunt de acord cu tine. De asta în ultima perioadă am zis să pun accent mai mult pe călătorii acolo vii cu impresii, cu frumoase amintiri și ești reîncărcat pe perioada așa cu, cu, baterii. Dar citeam și nu știu dacă e adevărat, deci atunci când ați făcut nuntă, când tu te-ai căsătorit a doua oară, tu erai însărcinată. Da, eram însărcinată. Sarcina a grăbit nunta sau era nu, planificată? Nu, absolut deloc. Sarcina a venit exact în momentul în care noi am hotărât să ne căsătorim, și Maria a venit în viața noastră, fix atunci când noi eram pregătiți ca ea să vină. Cât de mult v-a schimbat viața apariția Mariei? Atunci când într-o familie apare un copil, viața se schimbă absolut, totalmente. Noi nu suntem genul de părinți care trăim doar pentru ea. Noi trăim pentru noi. Atâta timp cât părinții sunt ok, cât noi suntem fericiți, împliniți, nu neapărat eu cu el sau el cu mine, dar în aceeași familie. Și copilul crește altfel. Crește simțind dragostea exact cum am simțit eu la părinții mei, pentru că ei uh, nu și-au arătat iubirea, nu se pupau în fiecare dimineață sau nu mergeau ținându-se de mână, dar eu știam că ei se iubesc, pentru că în casa noastră era cald. Era cald, întotdeauna era senin, întotdeauna era bine. Și întotdeauna uh, părinții mei s-au străduit ca noi să primim de la ei doza necesară de tot ce avem nevoie ca să ne simțim fericiți. În casa ta acum cum e? Tot așa nu vă spuneți te iubesc, nu vă îmbrățișați, nu vă sărutați, dar se simte căldură? Noi ne spunem, ne cuprindem um, și cel puțin eu mă străduiesc de fiecare dată, deja din păcate, acum când am înțeles că trebuie să fim mult mai mult timp împreună. Că nu știi ce că rezervă nu știi viitorul. Ce rezervă, nu viitorul, dar ziua de mâine. Sunt, sunt de acord cu tine și aș vrea să conștientizeze cât mai mult dintre cei care ne, ne urmăresc uh, în aceste clipe. Dar uh, cum ești tu ca mamă? Sunt o mamă bună și trebuie să recunosc că îmi place acest rol și nu îl consider uh, rol, dar... Uh, îl consider ca o parte din tot ceea ce trebuie eu să fac ca să fiu și eu bine. Maria mă ajută foarte mult să îmi fac planuri pentru că eu mă gândesc că azi trebuie să fiu bună ca ea să vadă tot ceea ce fac eu și când zic bună, asta nu înseamnă la partea de filantropie pe care o fac cu ajutorul om. Să fiu bună eu ca om în tot ceea ce fac. Pentru că ea vede, ea asta învață, ea asta transmite mai departe. Și e foarte important să fim alături de copiii noștri și să fim așa cum suntem noi. Să nu încercăm să mimăm o perfecțiune, pentru că la un moment dat această perfecțiune se strică exact ca acel pahar care îl scabe jos. Când a apărut Maria în viața voastră. Cum au reacționat bunii părinții tăi? Ei au fost cei mai fericiți, având de la fratele meu primii nepoți. Maria, venind în momentul în care ei deja erau un pic mai mari și automat părinții mei au întinerit, cel puțin cu 10 ani, pentru că așa întotdeauna se întâmplă. Parcă simți că Bunei și iubesc mai mult nepoții decât copiii. Ei au mai mult timp pentru nepoți, ei altfel conștientizează că timpul deja este mai scurt și trebuie să fie cu ei. Taică meu cât era de corect, sever, un munte de om mare în tot sensul cuvântului. El cu mine niciodată nu a mers pe jos jucându-se în schimb, atât cu Valeria, cu Dorin, copiii fratelui meu, cât și cu Maria. Îl vedeam culcat pe jos, machiat, învelit cu plăpumeară roz. Pentru că el a înțeles că asta trebuie să facă împreună cu nepoții. El asta nu a făcut copiii lui. Ei au petrecut ani împreună. Adică înțeleg că avea o relație, o conexiune foarte frumoasă. Da. Ce vârstă avea Maria când ați aflat că tatăl tău este bolnav? Avea cinci jumătate. Cum ați aflat? Într-o zi de iunie, taică meu i-a spus mămicăi că îl doare spatele, îl doare spatele, îl doare spatele. Îl doare spatele. Povestea cu spatele a fost cam o lună, dacă nu mai mult. El fiind și diabetic, avea grijă de sănătatea lui, deci, cumva, în tot ceea ce făcea el în viață, după copii, sănătatea lui era prioritară. Aici era mai panicos, tușea un pic gata, era la policlinică, simțea că îi curge nasul, gata, își cumpăra un, o pungă plină cu medicamente. Acea durere de spate l-a tot ținut și l-a adus într-un final la o verificare medicală. Nu a avut niciun răspuns foarte clar ce se întâmplă, dar durerile tot continuau, continuau, continuau. Luat tot felul de medicamente, cineva din medici a prescris masaj. O, o perioadă atât de încurcată pentru mine și, de fapt, pentru toată familia noastră, pentru că din iunie și tocmai la sfârșit de octombrie, i s-a depistat acel cancer renal în fază terminală. Dacă mă întrebe acum de ce și cum, chiar nu am un răspuns. Pentru Dar că cum s-a întâmplat asta? Tu ți-amintești ziua aia când ați aflat că el are cancer în stadiu terminal? Eu țineam legătura cu un medic de la Institutul Oncologic și am rugat-o foarte mult să urce în laborator să vadă rezultatele la biopsie. Ea a revenit pentru un mesaj după câteva ore și mi-a spus că situația nu este prea bună, dar ar fi bine să vorbești cu medicul curant. Eu am rugat-o foarte mult să-mi spună, să-mi scrie ca să nu pierd timpul, să știu, știam că nu este bine, pentru că el deja fizic era tot mai greu și mai greu și tot spunea că are niște dureri foarte mari la spate. Și explicația lui că îl dor oasele, îl dor oasele, îl dor oasele. și tot explicația lui pentru că el se calma pe el și ne calma și pe noi. El fiind polițist în tinerețe și mergând foarte mult pe motocicletă, spunea că, păi uite, iernile care erau în anii 80, uite, acum dau de știri că mă dor genunchi, că mă dor coatele, mă dor oasele. Ea mi-a spus că există suspecție de cancer și deja a doua zi când fratele meu a fost și a luat rezultatele biopsiei era foarte clar scris că e cancer renal cu metastaze și atât. Și din start a fost informat și tatăl tău? Nu, noi niciodată lui nu i-am spus direct că uite tu ai cancer. Um, mamica, i-a zis, zis că are o tumoare și el nu a făcut chimioterapia clasică, dar am încercat cu ajutorul unor medici să facă tot felul de tratamente care ar putea să meargă spre chimioterapie. Dar mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, nu putea să meargă spre chimioterapie, pentru că el deja era grav, spre foarte grav. Iar acei medici care ne-au tot sfătuit să încercăm așa sau așa sau așa, pur și simplu din punct de vedere uman, au încercat, au încercat. Uite, asta este explicația. Adică ei conștientizau că situația este foarte gravă și că are un termen limitat cât Bine, noi toți avem un termen limitat cât trăim, dar știau clar că știau clar nu vor ajunge că la orice, da, că orice tratament nu va face oricum urmează, bun că inițial ne-au spus că mai are 3 luni, dar probabil tot din aceste tratamente, câte un pic, câte un pic, câte un pic, am încercat să-i lungim acest timp. Și a durat 2 ani. A durat o an jumătate, no. pentru că eu cumva socot din iunie până în octombrie, perioada asta neclară pentru noi toți, tot o lipesc de o an jumătate, pentru că toată povestea de fapt a durat din ziua când el a zis că doare spatele până în 26 mai când a plecat. Care era starea emoțională în familia voastră în toată perioada asta? E foarte greu pentru că tot ceea ce am încercat să facem și tot ceea ce făceam de fapt era în a căuta soluții ca să putem să-i ameliorăm durerile și să, mai mica cel puțin, spera să putem să-l tratăm. Pentru că ea având propria poveste, ea fiind un supraviețuitor, așa îi spunea și lui că, uite, eu sunt vie, eu uh, am învins cancerul, dar tu ai o tumoare și tu o să poți. Trebuie să bem pastilele, trebuie să avem regim alimentar, trebuie să gândim pozitiv. Chiar dacă eu știu că undeva uh, ea oricum uh, își lua doza de plâns pe ascuns uh, știind uh, că de fapt situația este mult mai gravă decât uh, a fost la ea. Dar voi toți încercați cumva să fiți puternici Unul în, în prezența celuilalt Noi toți am fost puternici Noi nu că am încercat Noi eram puternici Și noi încercam Să ne trăim viața Cel puțin în prezența lui De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat De Crăciun am fost toți la masă De Paște Chiar dacă eram scaun cu rotile a fost cu noi la masă, tot ceea ce făceam zi de zi, automat îl includea și pe el, chiar dacă fiecare zi trecută pentru el era acea perioadă când mergea spre, spre plecare. În perioada asta voi ați vorbit ce spunea el? el înțelegea ce se întâmplă, înțelegea că situația se înrăutățește sau spera. El niciodată nu a recunoscut că știe că are cancer. Noi niciodată nu i-am spus, cel puțin nici eu, nici fratele meu, nici mămica, nu am avut acel curaj și Unica perioadă când eu am încercat să o conving pe Mamica să vorbim cu el a fost atunci când deja fizic se vedea că e destul de complicat, el nu mai putea să meargă, nu mai putea să țină capul. Și eu am zis că totuși ar fi corect pentru el să știe că pleacă și să-l întrebăm dacă, dacă el vrea ceva, că nu poți să lași așa omul. Mica n-a fost de acord. Dar iată, acum a trecut toată uh, această situație, deja de la decesul lui uh, e jumătate de an. Tu consider că e corect să nu informezi omul ce se întâmplă cu el? Nu știu. Cred că depinde fiecare om, fiecare caz. Uh, Mamica a vrut să-l protejeze, eu sunt sigură. din. Uh, prea multă iubire care existau între ei. Iar și în momentul în care a văzut că gata, el a plecat, el oricum îl implora să rămână. Dar el a fost lucid până în ultima perioadă? Până în ultima clipă? El a fost lucid până în aproape ultima săptămână, dar din cauza că era deja practic nemișcabil. Încercam să ne dăm seama de ce ce ne transmite el doar cu ajutorul ochilor. Știam că atunci când clipește, el ne aude. Știam că atunci când clipește mai des, înseamnă că ceva nu-i place sau este îngrijorat. Și atunci când plângea, plângeam și noi. Dar tu ți amintești ultima discuție pe care ați avut-o când el încă putea să vorbească clar? Sau a fost o chestie absolut obișnuită, ca într-o zi obișnuită, fără să zic, nu știu, ceva special? Nu mi-am amintesc ultima discuție, pentru că în ultima perioadă el nu prea vorbea. Noi îl vizitam, în fiecare zi. O luam pe Maria de la grădiniță și treceam neapărat pe la ei. Dar el pur și simplu se bucura când vedea că noi intrăm pe ușă. Maria în continuare se culca lângă el în acel pat medicinal. Îl cuprindea, îl pupa și noi ne străduiam să să-i arătăm că noi suntem acolo. Voi ați explicat Marie ce se întâmplă cu bunelul ei? Cum poți să-i explici unui copil de șapte ani că iată, bunelul în scurt timp nu va mai fi? Voi înțelegeați asta? Eu i-am citit la un moment dat o carte unde era descris așa, în, în, în poveste, era descris moartea. Și eu i-am povestit că oamenii la un moment dat pleacă de pe pământ, se transformă în nori și sunt acolo sus. Dar ea știa de termenul de moarte. Deci ea nu l-a înțeles în sensul adevărat a cuvântului, dar știa că omul fizic pleacă. Eu i-am zis că bunelul în curând o să plece pentru că ea la fel îl vedea că deja a ajuns să, să nu poată scoboare din pat. În momentul, în dimineața când s-a întâmplat, era zi de vineri, eu am insistat ea să meargă la școală pentru că nu puteam să o las chiar în acea primă zi acasă. Când am mers să o iau de la grădiniță, pentru că era la grădiniță Era în ultima săptămână Și era în preajma matineului de a de o grădiniță Și am zis că nu trebuie Să privesc copilul de uh, Unul din cele mai importante Evenimente din viața ei Dar când a mers seara să o iau, uh, Nu am putut să nu-i spun Că bunelul a plecat Pur și simplu i-am zis I-am acuprins A început să plângă cu mine și în acele trei zile ea a fost prezent acolo la biserică, ea l-a văzut, ea a înțeles că acesta este un proces, un ritual, o parte a vieții. Și la un moment dat, după câteva săptămâni, ea mi-a zis că știe că. Atunci când ei reușește ceva, ea este ajutată de bunelul, pentru că bunelul a fost polițist, pentru că bunelul a fost puternic și pentru că bunelul întotdeauna a rezolva toate problemele. Cât de frumos ea vede lucrurile astea și e, e mult mai ușor să treci peste o, o pierdere când ai această abordare. Dar eu vreau să revenim un pic în momentul când tu ai aflat ce s-a întâmplat. Tu ai scris pe Facebook uh, despre momentul ăsta și, uh, și pe site la Casa Valeriu tot uh, ai explicația asta că uh, era ora 2.45 dimineața și exact. te-a sunat fratele tău și ce a zis hai vino la botanica, tăticul a murit. Tu te așteptai așa așa că apelul ăsta ar putea fi oricând? Adică voi înțelegeți că situația este foarte gravă sau totuși una când conștientizezi și alta când se întâmplă? Uh, cum a fost pentru tine? Nu știam că asta deja se întâmplă Pentru că era De azi pe mâine În sensul adevărat a expresiei um, Doar că Eu Tare am sperat Că acest moment Poate fi uh, Mult mai târziu ca, ca orice om Ca orice copil dar în același timp, el avea niște dureri inumane, și noi știindu-l pe el, fost polițist, veteran de război, un om care a văzut atâtea în viață, un om care întotdeauna a fost ambițios, își purta de grijă, purta tuturor de grijă. Pentru că el, dacă nu verifica situația, atunci el uh, nu era liniștit că totul este așa cum trebuie să fie. Uh, dar ajuns în starea în care era, știam că nu-i place, că nu se simte bine. Și el ne fiind un om credincios, pentru că el nu a crezut în Dumnezeu, uh, de fiecare dată spunea că dacă există Dumnezeu, atunci nu s-ar fi întâmplat atâtea nenorociri pe pământ, el iarăși văzând foarte multe datorită jobului pe care îl avea. Dar eu am și discutat cu fratele meu la un moment dat despre asta că lui ar fi fost mult mai ușor dacă pleca mai devreme și dacă nu trecea prin cel puțin ultime trei luni de viață pe care el le-a avut. Pentru că au fost foarte grele din toate punctele de vedere. Și eu mi-am dat seama că unul sau una din direcțiile pe care trebuie să punem accent atunci când am deschis Casa Valeriu, e cum putem să ajutăm membrii familiilor celor care pleacă. Eu am încercat să găsesc un ceva, am încercat să mă agăț de psihologi, de oameni care au avut exact aceeași situație, preoți care îmi tot explicau că e o chestie absolut normală, pentru că ăsta e un cerc al vieții. Omul pornește dintr-un punct, își trește fiecare etapă și ajunge într-un punct. Doar că în cazul tatălui meu, mi se pare că acest punct a fost mult prea devreme și 67 de ani avea. El nu a meritat o astfel de moarte, el nu a meritat uh, atâta durere. Și el nu a meritat, ca și om care toată viața a plătit impozite, a fost funcționar public, a fost corect și a slujit țării, pentru că așa a fost. El nu a meritat să plece așa cum a plecat, uitat de toți, cu doi copii disperați care caută. Din uh, absolut toate părțile, uh, orice susținere, cu o soție care era gata să plătească indiferent de sumă, doar ca să găsească acele medicamente salvatoare, chiar dacă în cazul lui nu existau. Dar el nu a meritat să ne știe pe noi, trecând prin tot acest check. Dar tu când spui că a rămas singur, la ce te referi? Adică, în ultima perioadă sau când el a început să se simtă rău, s-au îndepărtat cunoștințele, nu știu, prietenii, rămâi tu singur cu familia ta? Da, în astfel de cazuri rămâi tu singur cu familia ta pentru că tu nu te mai vezi cu oamenii, tu nu-i mai suni, tu nu apari acolo unde ar putea să te întâlnești gen la magazin, la piață, la uzi de naștere, tu pur și simplu îți trăiești durerea și drama acasă. Am vorbit de rușine în startul acestui interviu, pentru că ți-e rușine să recunoști că ți este greu, pentru că ți-e rușine să recunoști că ești bolnav și că de vii, uh, greoi din punct de vedere a deplasării sau a comunicării. Da, dar oamenii uh, apropiați, îți prietenii. Accepti, îți accepti uh, tot ceea ce trăiești pentru că cumva așa trebuie să fie. Da, un prieten nu te întreabă, un om, un om care ține la tine, el o să vină să-ți fie alături atunci când ții, ți-i greu. Și el, mulți puteau să conștientizeze că ar putea fi ultima dată când îl văd. Sau voi erați cei care țineați uh, Din distanță? contra, el a fost cel care, la un moment dat, pentru că el a slăbit foarte mult și fizic, pentru că așa se întâmplă cu absolut toți pacienții de cancer. Uh, cancerul mănâncă atât de mult organismul, cât omul se transformă totalmente. El, văzându-și uh, transformarea, a uh, Hotărât că oamenii trebuie să-l memoreze așa cum era el, puternic, pozitiv, mare, bun și noi cumva i-am respectat decizia. El niciodată nu a recunoscut că are cancer și ce poți să vorbești cu un prieten care la fel nu știe că tu ai cancer sau poate presupune undeva, dar parcă să-l întrebi, parcă te să-i spui, parcă uh, îmi imaginam și prietenii lui când îl sunau despre ce să vorbească. Că e soare afară, când el de o săptămână nu putea să iasă afară. Pentru că uh, liftul blocului în care el a locuit e doar de trei persoane și nu-l puteam scoate afară în căruț cu rotile. Nu mai zic de ambulanță ca să bage targa să scoată omul. Nu mai zic de ritus când vine să scoate corpul omului, e ca să-l ducă acolo unde trebuie să-l ducă. Iată, sunt niște momente despre care nimeni nu vorbește. Nimeni nu vorbește. Și în general, eu aș respecta, evident, decizia omului. Dacă nu vrea să fie văzut într-o anumită stare, să-l memorizeze tot, asta e minunat. În sens că minunat. Asta e minunat. Asta pe bune e minunat. De Pentru ce că... să le libaci povara asta? Adică să te memorizeze un om nu lucid până la capăt sau care nu poate să se exprime sau care este piele și os? Da, de membrii exact. familiei. Dar înțeleg că nici nu știa cercul larg de rude, de prieteni ce se întâmplă? Sau... În ultima perioadă noi deja am început să vorbim despre asta când el deja era mai grav. Uh, rudele noastre știau că situația e complicată și nu are cum să fie întorsătura spre partea pozitivă. Iar eu, prima postare pe Facebook am făcut-o în seara când el a devenit inconștient și am chemat ambulanța pe 8 mai ca să-l ducem la spital pentru că el citea postările mele. Și eu atât de mult sufeream că nu puteam să povestesc sau să mă ușurez, să scot toată durerea asta din suflet, eu fiind omul care întotdeauna a prins cris, am reușit să-mi fac mai bine. Și nu o făceai pentru că știai nu că Nu făceam pentru că, că știam că el citește. Da. Și nu puteam să uh, povestesc toate încercările noastre disperate de a-l ajuta, tot chinul când încercam să găsim niște pastile care nu se pregăseau la noi, tot parcursul ăsta care l-am avut, pentru că el este foarte greu. Cine a fost cel mai puternic din familia voastră în acel moment când el a plecat? Cred că eu și fratele meu. Mama era că... distrusă ea și este distrus în continuare, dar noi am încercat să ne pregătim de acel moment, de câteva săptămâni, iar în ultimele două săptămâni, când deja era foarte clar că nu are cum să fie o dinamică pozitivă, pentru că nu are cum, cât ar părea de straniu cei ce urmează eu să-ți spun acum, dar într-o zi Tati deja era acasă, pentru că ni s-a spus foarte clar că nu mai avem ce face. Uh, mica foarte mult vroia, hai să-l luăm acasă, hai ca să fie acasă, că lui acasă e mai bine, că e patul lui, că e casa lui, pereții lui, televizorul lui. Uh, noi că l-am adus acasă, noi deja știam că aici vine acel sfârșit. Uh, și una din uh, întrebările mele a fost uh, unde l am Și iarăși o să-ți par foarte straniu că omul este aici, dar uh, fratele meu îmi spune Păi da' tu ce nu știi că el și-a cumpărat loc? Să cum și-a cumpărat loc? Și noi am descoperit în acea zi că la acel sfârșit de octombrie, când noi, când noi consideram că noi am aflat uh, diagnoza, el a fost la cimitirul Sfântul Lazar și a cumpărat două locuri alăturate și le-a păstrat un an și jumătate până în momentul în care el a plecat și noi l-am înmormântat pe unul din acele locuri. Adică el din start a înțeles că situația e gravă. Noi, abia atunci, ne-am dat seama, pe bune, că el știa, chiar dacă niciodată nu a vorbit despre asta. Doamne, asta sună atât de. Dar, pe de altă parte, iar și eu nu-i judec cei care își cumpără locuri la cimitir, știi, că e, când te gândești că e un sfârșit. Dar, pe, care pe, pe de altă parte, el a făcut-o exact din grijă față de noi ca nouă să ne fie mult mai ușor, ca noi să avem cu o sarcină în plus atunci când se întâmplă tot ceea ce aici se întâmplă. Adică două locuri alăturate. El s-a gândit și, și la viața de după. Da, ca să fie împreună. Să fie alături. Dar mama ta nu înțelegea până la final ce se întâmplă? Adică atât de mult a dobărât-o pierderea? Ea înțelegea, ea știa ce se întâmplă, doar că ea nu vroia să accepte asta. Ea nici acum nu a acceptat că el nu este. Sunt șase luni de când fizic nu este cu noi, dar uh, hainele lui stau în dulap, periuța de dinți stă în pahar, uh, încălțămintea stă în dulap, uh, cana din care a băut ceai cel puțin în ultimul an stă acolo unde trebuie să stea, și de fiecare dată când merg la ea um, văd că are două pâini pentru că taică mi-a mâncat multă pâine și ea întotdeauna străduia să cumpere ca întotdeauna să aibă pâine în casă e așa cum are câte două pâini Doamne, atât de... Da, asta de și voi vorbiți despre asta, adică tu înțelegi pentru că eu, e felul ei de a trece peste durerea asta. Eu nu înțeleg pentru că eu am trecerea mea. Eu am durerea mea de fic care nu am putut să-mi salvez tatăl, iar durerea ei de femeie, de parteneră, de jumătate care a fost împreună cu el aproape 50 de ani, au trecut prin atâtea greutăți, prin atâtea bucurii. Au crescut doi copii frumoși Trei nepoți buni și super iubitori au construit o casă, au, au avut un cerc de prieteni care le-au făcut viața frumoasă Și la un moment dat ea rămâne singură pentru că eu sunt la casa mea, fratele meu este la casa lui Nepoții, Valeria deja este plecată în Olanda pentru că este student, are aproape 20 de ani Dorina are 14 ani, Maria mea, da, e cea mai apropiată de ea acum, dar ea oricum este singură. Ea ajunge acasă, acolo unde a stat cu el, acolo de unde el a plecat, aprinde lumânarea, vorbește cu portretul lui și îmi dau seama că niciodată nu o să accepte această trecere. Dar niciodată. Dar poate așa e cel mai bine, ca să-l vezi pe om acolo să te gândești că este lângă tine. Cumva te veghează de, de undeva de sus. El oricum ne veghează, pentru că nu are cum noi să putem să mergem înainte fără grija lui de acolo. Dar e foarte greu. Dar cum e să înveți să trăiești fără tată? E groaznic. Și dacă vrei să-ți dau acum vreo formulă, cel puțin eu am fost genul de copil născut din iubire, crescut în iubire. Am fost fata tatei, pentru că eu nu mai sunt doiniță, dar eu am fost. Și eu încă încerc să-mi dau seama cum trebuie să fie parcursul meu mai departe. Tu ai spus foarte interesant, este și pe site că a trebuit să moară tatăl meu, omul meu de suflet, de visuri, de bun exemplu în toate, ca astăzi să apară Casa Valeriu, primul spațiu din Republica Moldova dedicat bolnavilor de cancer și rudelor acestora. Eu nu pot decât să te felicit că ai inițiat proiectul ăsta, dar cum îl vezi tu? Ce se întâmplă acolo în prezent? Pentru că înțeleg că deja sunt primii oaspeți deja poți înțelege dacă funcționează și dacă e nevoie de așa ceva în Republica Moldova. Ce ți-ai imaginat tu și ce este de fapt în realitate? Inițial, când am gândit acest proiect, era o idee de a crea un loc în mare parte pentru membrii familiilor celor care au plecat. Deci era exact povestea mea un loc unde oamenii se poată să vină să găsească un răspuns. Apoi mi-am -am amintit că în perioada când mergeam cu tăticul la verificări și investigații și tot ce ține de Institutul Oncologic, vedeam foarte multă lume de la țară stând prin preajma Institutului. Și am înțeles că una din problemele care îi paște pe oamenii care trebuie să se investigeze cu trimitele de la medicul de familie din sat, din Raion, e unde ei pot să doarmă, în special în sezonul rece. Și am combinat spațiu de dormit și tot ceea ce se întâmplă pentru atât supraviețuitori cât și membrii familiilor acestora. Casa Valeriu e o casă pe bune, e un spațiu pe care noi l-am transformat într-o casă, acolo unde oferim cazare gratuită oamenilor care vin din sate în Chișinău pentru investigații oncologice. Oamenii care fac tratament la Institut Oncologic și uh, nu e obligatoriu să fie internați, uh, dar și uh, membrilor familiilor care au bolnavi internați în cadrul spitalului și au nevoie de o zi, două să petreacă alături de bolnavi care nu ajung, în special în raioanele îndepărtate. Uh, Câte locuri aveți? Avem uh, 12 paturi care în ultima perioadă sunt mai mult de jumătate pline mai mereu. Și pentru mine, hai să înțelegem că în acest proiect comunitar eu sunt cumva pe două părți. Eu sunt omul, sunt directoarea executivă ajută un om care implementăm acest proiect pentru că este un proiect comunitar, este un proiect mare care necesită timp, donații și educația necesară ca să pot să-l gestionezi, dar și omul care am fost în foarte multe cazuri acolo, de cealaltă parte, adică am fost în preajma unui bolnav oncologic. Um, anume propria mea poveste mă ajută foarte mult să înțeleg necesitățile celor care se adresează la noi Am avut în decursul acestor două luni de când există Casa Valeriu Am avut uh, consultații, convorbiri, discuții, uh, cluburi de uh, activități unde am cunoscut diverse persoane copii ca și mine care și-au pierdut un părinte, supraviețuitori care au reușit să câștige lupta, membrii familiilor unde există un bolnav care urmează să plece și dacă mă întreba care din aceste trei persoane are nevoie de ajutor, cel mai mult ar avea nevoie de ajutor, răspunsul meu ar fi că toate trei. Pentru că în momentul în care cineva aude că în viața lor, în familia lor a venit cancerul, automat tot ceea ce era în visele lor sau în planurile lor se șterge și cumva toți se gândesc că gata, aici, până aici, foarte multe cazuri sunt fericite și eu aș vrea să merg în continuare cu mesajul că prevenția este cea care ne salvează membrii familiilor noastre și aș vrea foarte mult să merg și pe o altă idee. Un om care luptă cu cancerul are nevoie de suport, are nevoie, pe lângă tratamentul medical, are nevoie să știe că cineva poate să-l înțeleagă are nevoie să știe că el nu luptă singur și are nevoie să știe că undeva mai există oameni ca și el. Și uh, trebuie cumva să-și seteze ca să treacă acest maraton, să ajungă la final să devină un supraviețuitor, un învingător. Din uh, femeile care au fost cazate la noi la Casa Valeriu, 95% au fost femei super pozitive, care chiar dacă au rămas fără un sân, ele merg înainte, ele încurajează alte femei să meargă anual să-și verifice sănătatea și ele transmit acest mesaj că trebuie să lupți. Eu cred că uh, ar trebui să apară multe astfel de case, nu doar în Chișinău, dar și în întreaga Republică Moldova, ca oamenii să știe că pot merge acolo, să iau o informație, să vadă oameni ca ei, să știi cum să acționezi în anumite situații. Și, și să, vorbească. să vorbească. E foarte important ca oamenii să vorbească, să-și spună durerea, pentru că doar așa poate fi ajutat. Deci, ei acolo pot inclusiv mânca gratuit, deci au da, un mic dejun, un prânz. Oferim mese calde, dar nu le oferim oamenii își gătesc singuri pentru că avem o bucătărie echipată pentru că avem uh, donatori care uh, ne aduc produse alimentare atât frigiderele cât și dulapurile sunt pline cu produse și pentru a nu lăsa acești oameni să-și plângă durerea, ne străduim de fiecare dată să-i încadrăm în tot ceea ce înseamnă uh, pregătirea cinei împreună asta e foarte uh, bine masa de seară luată împreună, aveam un living destul de spațios unde ei stau serile, vorbesc își povestesc în special oamenii trecuți de o vârstă, își povestesc toată viața și în această perioadă am avut cred că vreo trei bărbați la care mă uitam exact ca la tatăl meu pentru că aveau aceeași vârstă pentru că bun Diferența principală e că ei și-au descoperit boala într-un stadiu uh, inițial și pot să se trateze, dar uh, aveau aceeași vârstă, uh, aveau uh, aceeași uh, semnătate în ochi, aceeași dorință ca să poată să câștige. Chiar dacă iarăși recunosc, tatăl meu niciodată nu a spus că el știe că el are cancer. Dar ce ai schimbat dacă ai putea? Adică ați vorbi mai mult despre boală? Ai vrea ca el să știe, ca el să vorbească deschis despre asta, bolnavul? Sau totuși e bine cumva să-l protejeze acolo, să fie bolul ăsta în care el poate nu știe. Pentru că mulți, multe rude, mulți copii ale celor care se îmbolnăvesc de cancer nu le spun ca să-l protejeze, ca nu cumva să-l afecteze mai mult, ca nu cumva el să fie trist și așa și să moară mai repede. Cazuri sunt atât de multe încât chiar nu știi cum e mai corect și mai bine, atât pentru bolnav cât și pentru cei din familie care îi sunt alături. Noi am respectat decizia mamicăi de a nu-i spune. Ea așa a considerat că cumva îl protejează. Dar într-un moment dat am avut o discuție cu cineva din domeniul paliativ și ne-a dat foarte multe exemple de oameni care știau de diagnoza care o au, știau de timpul care le-a mai rămas și s-au sfătuit așa în, în familie ca aceste trei luni să le trăiască așa cum vor ei să meargă la mare, să mă mănânce tot ce vrea, să bea un pahar de vin seara ca să se simtă om normal. mica nu a vrut, dar în schimb ne-am străduit să facem foarte multe lucruri pe care înainte nu le făceau în ambii doi ani au mers la mare, chiar dacă în ultimul an deja tăticul mergea în cârjă, dar el oricum a mers. A mers și a văzut Brașovul și a urcat până pe tâmpa și se minuna, Doamne, cât frumusețe poate să existe doar datorită naturii. Nu prea a ținut dietă, pentru că lui foarte mult îi plăcea aluatul și mamica se străduia de fiecare dată când vinea seara acasă să-i aducă un covrigel cu semințe sau chestii care știa că îi plac lui, dar nu prea avea voie să le mănânce. Și eu de foarte multe ori mă gândesc la momentele este atât de nesemnificative, dar ele de fapt sunt cele care ne ajutau pe noi să fim acolo. Și totuși finalizăm pe o notă motivațională, zic eu. Cred că ceea ce ai vorbit tu uh, motivează oamenii. Te-ai supărat pe Dumnezeu după ce l-ai pierdut pe Tatăl tău? Da. Ți-a trecut supărarea? Nu. Crezi în Dumnezeu? Foarte mult. Dacă el există, de ce permite atât de multă durere? Nu știu. Eu încă caut uh, acest răspuns și. În ziua când îl voi afla, cu siguranță o să scriu despre asta și o să spun tuturor despre asta. Dar îl caut. Moartea a fost o ușurare pentru tatăl tău? Pentru el, da. Pentru mine, nu. Și pentru noi, nu. Pentru că noi am devenit um, cumva rupți singuri. Chiar dacă în continuare suntem așa cum eram, doar că fără el. Dar ce este moarte de fapt? Moartea este ceva care poate fi o eliberare pentru cineva, poate fi o durere pentru altcineva, poate fi o bună ocazie, să pună pe cineva. Gândit și poate fi acel moment când îți uh, dai seama că, de fapt, uh, noi toți o să plecăm într-o zi. Și de ce să nu facem din uh, toate zilele care urmează să vină? Uh, zile pline, zile bune, zile în care suni un om cu care noi ai mai vorbit de mult timp, zile în care îți permiți să faci o prostioară, zile în care nu te mai biciuiești atât de mult pentru că nu faci asta sau că nu poți face asta sau că nu arăți așa cum dictează niște reguli. Frumos! Cum să ne învățăm să trăim azi, aici și acum? Trăind. Simplu. Doar trăind și doar acceptând că noi trăim aici și acum. Și trebuie să înmulțim binele, trebuie să înmulțim oamenii buni și trebuie să înmulțim iubirea. Tu doar citate generezezi. Și, Doina, ce contează cu adevărat în viață? Oamenii. Doar oamenii. Pentru că, datorită oamenilor și acțiunilor lor, noi râdem, plângem, trăim, suferim, creștem uh, și suntem oameni și noi, datorită Celor care reușesc sau nu reușesc să facă ceva ca noi să ne transformăm. Nimeni nu mai claxonează în Chișinău, cel puțin în satul german, unde sunt destule locuri de parcare, destule benzi pe bulevarde și piste pentru cicliști. Și această ordine este supravegheată video. Vis? Nu. E satul german. Vino și trăiește-ți visul.